Bună tuturor și bine ați venit la primul webinar din seara aceasta. Nu uitați că mai avem unul programat sau mai bine zis reprogramat pentru un pic mai târziu, la ora 7. În orice caz, revenind la subiectul de acum, dacă vă mai aduceți voi aminte, etapa de pregătire a concursului Unbreakable debuta cu o scurtă introducere în tehnologii operaționale și noi, practic, la începutul lui noiembrie, discutam cu OMV Petrom câteva detalii despre securitatea cibernetică din zona rețelelor industriale și sisteme de control industriale. Astăzi trecem într-un domeniu, a zice eu, la fel de provocator și evident care pune o foarte, foarte mare presiune pe umerii specialiștilor care lucrează în el. Așa că îl avem alături de noi pe Andrei, care este în prezent cercetător în securitate fizică și cibernetică la Centrul Aerospațial German. Ca să fac așa un scurt istoric, el este absolvent al Universității de Inginerie Aerospațiale de la Universitatea Politehnică din București. A făcut apoi studii de masterat tot în domeniul securității cibernetice la Universitatea din Glasgow. Și ca să îmbine cumva și cunoștințele academice cu cele practice, a folosit și diverse platforme de învățare, printre care aș vrea eu să punctez Hack the Box, pentru că așa după cum bine vă amintiți, am avut un webinar fix pe acest subiect săptămâna trecută cu Iacuhito. Cam atât am vrut eu să punctez în introducere. Andrei, de aici te las pe tine să le prezint subiectul celor prezenți. Da, super, super, mersi frumos, Adina, de introducere. Ar fi bine să prezint, să șiruiesc prezentarea, primul și în primul rând. Puteți vedea prezentarea? Da, se vede. Ok, bun. Da, eu sunt Andrei. Vă rog frumos să spuneți Andrei și atât. Astăzi vom vorbi despre provocările, challenge-urile din acest spațiu, securității cibernetice în infrastructuri critice și spre final ne vom focusa pe industria aerospațială, industria care mă caracterizează pe mine, să spunem, în acest webinar și eveniment Unbreakable. Bun, am mai adăugat un cuvânt față de titlul webinarului pe care l-ați primit în invitație, acesta de provocări, pentru că mi-am dat seama că mi-aș dori să vorbesc mai mult despre provocările care sunt decât să stau să vă explic per se fiecare lucru în parte, ceea ce probabil ar fi durat și foarte mult în același timp. Însă vom vorbi despre provocările din infrastructurile vitale și, cum am spus, ne vom focusa spre final către industria aerospațială. Înainte să începem, această prezentare nu este foarte tehnică, nu este foarte detaliată. Doar o singură parte va fi un pic mai tehnică și detaliată. În rest, vom avea un high-level approach asupra acestor probleme. Informația prezentată în ce va urma să fie prezentată este intenționată doar pentru scopuri educaționale. Sper că sunteți aware că hacking-ul, dacă nu aveți permisiune sau testarea, for that matter, ar putea aduce sancțiuni și mari probleme pentru voi, așa că vă rog frumos să nu fiți, don't be evil, be good, basically. Bun, am creat această prezentare cu ideea să participați și voi în anumite puncte, o să vă dați seama în care. Pentru că am întrebări pentru voi la care aș vrea să văd ceea ce ați răspunde și cum vă gândiți voi să abordați anumite probleme. Multe dintre subiectele pe care le vom discuta astăzi, probabil vi se vor părea evidente. Poate pentru că așa sunt. Adică nu o să fie nimic rocket science, o să fie, cred eu, niște subiecte foarte accesibile. Și la finalul prezentării sper să rămâneți cu câteva idei cheie. Bun, și nu în ultimul rând, anumiți termeni din această prezentare vor fi explicați, pronunțați în engleză, pentru că, sincer să fiu,
după cum a introdus și Adina, am făcut facultatea, am studiat la Poli. De fapt, ăsta va fi următorul slide. Am avut și un slide legat de treaba asta. Nu știam că Adina va fi a de binevoitoare să mă introducă. Am studiat la Poli, facultatea de inginerie spațială, în 2019 și în cadrul acestei facultăți am urmat specializarea de navigație aeriană care a fost exclusivă în limba engleză. Masterul a fost tot timpul în limba engleză, iar acum în Germania, la Centrul Aerospațial German, majoritatea timpului lucrez numai în engleză. Așa că cred că asta va fi prima prezentare pe care o voi face despre securitate cibernetică în limba română. Așa că vă rog frumos să aveți răbdare dacă nu îmi găsesc cuvintele imediat. Bun. Și cam asta am avut de zis până acum, așa că propun să începem, să nu pierdem timpul. Prezentarea va fi structurată în două părți. Prima parte vom introduce ideea de infrastructuri vitale sau critical infrastructures și provocările asociate acestora. Urmând ca în partea a doua, partea B, să vorbim mai mult despre challenge-urile securității cibernetice în aviație. Bun. Critical infrastructures. Ce sunt ele? Ei bine, infrastructurile acestea vitale, puteți să vă gândiți la ele ca orice infrastructură care, dacă are, nu știu, o eroare, nu mai funcționează, da? Și pentru o anumită perioadă de timp, lucrurile vor degenera și siguranța sau securitatea oamenilor va fi pusă în pericol. Sau, bineînțeles, vor avea alte consecințe dramatice. Ca și exemple de sectoare ce conțin acest tip de critical infrastructures, am numit aici câteva, spre exemplu sectorul chimic, putem să dăm exemple de cei care produc, companiile care produc vopseluri, fiind lucrând cu substanțe foarte ușor inflamabile, acestea, bineînțeles, dacă există vreo eroare de sos sau vreun scurt circuit sau ceva, pot lua foc și pot crea anumite, pot pune în pericol viața oamenilor care lucrează în acea companie dacă vor fi prezenți la muncă în acea zi. Spre exemplu, același lucru se poate întâmpla și cu sectorul energetic. Aici nu este neapărat vorba doar despre energie electrică, ci și despre energie bazată pe gaze naturale. Din nou, dacă, spre exemplu, nu știu, am văzut că la acum câteva săptămâni, dacă nu mă înșel, a fost o știre cum că prim-ministru Austriei a relatat că există o șansă să apară o pană de curent la nivel european, care să dureze câteva zile, poate chiar și o săptămână sau ceva de genul. Vă dați seama că în momentul ăla oamenii nu vor mai avea căldură, multe infrastructuri nu mai funcționa pentru că majoritatea, și în momentul de față, și în casa noastră, și în companii, sunt bazate pe energie, astfel că dacă acestea pică, viața oamenilor poate fi pusă în pericol. Spre exemplu, dacă pică sistemul energetic, poliția și spitalele s-ar putea să nu mai poată să fie disponibile, să facă față sau să răspundă în același timp și oamenii pot să păsească lucruri foarte nasoale, cum ar fi să nu poată fie salvați. La fel și cu barajele de apă, cu sistemul de sectorul de comunicații, sectorul nuclear, dar printre acestea se numără și sectorul de transporturi, unde aici, bineînțeles, este inclusă și aviația. Bun. Cu ce sisteme avem de-a face în cadrul acestor infrastructuri vitale? E bine, aceste infrastructuri vitale, probabil știați deja sau era evident, sunt asamblate, sunt făcute din mai multe sisteme interconectate. Unele dintre ele urmează o arhitectură foarte complexă care este denumită și Systems of Systems. De exemplu, aș vrea să dau aici un exemplu din aviație, TICAS, sistemul TICAS și sistemul ADSB. Sistemul TICAS, puteți vedea în această imagine, că TICAS vine de la Traffic Collision and Avoidance System. El este un sistem care ajută evitarea coliziunilor în aer, între două aeronave. El este bazat pe anumite sisteme ca să comunice, printre care în ultimii ani, ca și augmentare, a fost folosit ADSB-ul. ADSB este un sistem de comunicații
vine de la Automatic Dependent Surveillance Broadcast și este un sistem care ajută aeronavele să comunice una cu cealaltă, dar și aeronava cu sol. E bine, TCAS este bazat pe această sistem de comunicare DSB. Deci este un sistem care folosește un alt sistem sau un subsistem, dacă doriți, să își ducă la bun sfârșit funcționalitatea. Acum, aceste sisteme care au ca prioritate prezervarea siguranței se numesc Safety Critical System. Și cred că cel mai bine ar fi ca aceste sisteme să mă refer la ele în denumirea lor în engleză. Bun, dar ce este safety sau ce este siguranța? Din punctul de vedere a unei persoane, este statutul în care suntem protejați de pericole sau pericole care pot să ne pună în, poate să ne rănească. Dintr-o definiție cu o perspectivă instituționalizată, putem defini siguranța ca lipsa de accidente sau pierderi. Atenție aici, accidente, nu incidente. De fel, se face o confuzie între cei doi termeni. Accidentele sunt incidente mai grave, în care cel puțin o persoană a fost rănită grav sau și-a pierdut viața. Deci, din nou, siguranța este lipsa de accidente sau pierderi. Pierderea aici poate să fie și pierderi materiale. Bun. Dar de ce am vrut să menționez aceste safety critical systems? Ei bine, cum am spus și mai devreme, ele pot duce la accident. Astfel încât, într-un final, oamenii ori sunt foarte grav răniți, ori pot să decedeze. Dar totuși, aceste sisteme, mai ales dacă sunt digitale, sunt făcute dintr-un hardware și dintr-un software, care ambele, hardware-ul și software-ul, poate să fie afectate de vulnerabilități de securitate sau erori. Așa că asta înseamnă că software-ul poate să ne rănească și aici aș vrea să am participarea voastră. Este unul dintre momentele în care aș fi foarte fericit dacă aș putea avea participarea voastră să-mi spuneți dacă voi credeți că software-ul în sine, software-ul ne poate răni sau poate omorâ o persoană. Cred că ar fi ok să avem un minut sau două să vă gândiți și să scrieți în chat sau în secțiunea de Q&A. Cred că cel mai bine ar fi în chat. Să-mi deschid și eu chat-ul. Luați-vă un minut, două să vă gândiți și dacă puteți să-mi răspundeți la această întrebare. Dacă credeți că software-ul ne poate răni. Bun, văd deja două răspunsuri de da. Ok. Este cineva care crede că software-ul nu ne poate răni? Software-ul în sine? Dacă nu e cu întrebe, da. Ok. Da. Bun. E bine, cum majoritatea dintre voi v-ați gândit deja, poate, în anumite cazuri. Adică depinde un pic cum punem problema. Și da, și nu. Haideți să luăm niște exemple concrete ca să vedem exact. Spre exemplu, această polă. Acest om stă lângă un braț robotic care, cred că asamblează un cuietoare sau ceva la o ușă de mașină. Ok, bun. Acum, ce s-ar întâmpla, spre exemplu, dacă softul care controlează acest braț robotic are o eroare? Nu știu. Numai în loc să se învârtă doar ultimul cap, se învârte cu tot el. Brațul robotic din partea aceasta. Să zicem că se învârte așa frenetic. Nu știu. O ia razna. Sau poate este hackuit. For that matter. Adică nu trebuie neapărat să fie doar o eroare, poate să fie și intenționat făcut să se miște așa. E bine, dacă vedeți, această persoană este foarte aproape de acest braț robotic, iar dacă acesta, cu brațul acesta lung, începe să se miște frenetic, această persoană, dacă nu reacționează rapid, ceea ce s-ar putea să nu înțeleagă prima oară și să aibă un timp de reacție
îndelungat, s-ar putea să fie foarte grav rănit sau poate chiar într-un final, dacă este un caz grav, să decedeze. Bun, hai să mai luăm încă un exemplu. Spre exemplu, un avion, mai aproape de industria mea. După cum veți vedea, acest avion de la compania LOT, cred că este, da? Da, LOT, pe aici, o companie aeriană poloneză, a aterizat, cum spunem noi, pe burtă, adică în lipsa trenului de aterizare. De ce? Pentru că a avut o eroare și nu s-a deschis trenul de aterizare, astfel încât roțile să coboare din fuselaj și să aterizeze ca orice avion normal. E bine, în cazul acesta nu cred că a fost cazul unui atac cibernetic, dar oricum, spre exemplu, dacă softul, cum ați spus și voi, nu este făcut cum trebuie, da? Acesta poate împiedica, da, printr-o eroare sau un atac cibernetic, să poate împiedica trenul de aterizare să iasă din fuselaj. Astfel încât acesta va trebui să aterizeze forțat pe burtă. Ceea ce, din nou, intră în categoria de atac asupra siguranței în aviație. Am spus că siguranța este freedom of accident or loss. Și aici acesta intră în categoria de, chiar dacă nu se rupe acest avion în două și se moară toate persoanele, cum ar fi un caz foarte tragic, sunt daune materiale considerabile, astfel încât se poate considera, din nou, că siguranța este afectată. Bun. Așa că prima idee care aș vrea să rămâneți după această prezentare este că software-ul în sine nu poate omorâ sau nu poate răni nicio persoană. De ce? Pentru că el trăiește oarecum în lumea cibernetică. Dar echipamentul controlat de acest software poate. Exact, am văzut acum că cineva a scris în chat și aparatele de ATI. Exact. Nu softul aparatelor de ATI te omoară, ci aparatele de ATI în sine din cauza că softul nu funcționează cum trebuie. Deci este important de reținut că equipmentul under control este cel care îl poate răni sau omoră o persoană, nu neapărat softul. Bun, și acum să discutăm un pic despre safety security, că tot am intrat în zona asta. Ca o consecință a primei idei pe care tocmai ce v-am prezentat-o, cred că putem să fim de acord și că lipsa securității poate afecta siguranța. Lack of security can affect safety. Și asta ar fi a doua idee care aș vrea să plecați după această întâlnire. Dar totuși, asta este o stradă cu sens unic sau poate este o stradă cu dublu sens? Poate și lipsa controlului de siguranță să afecteze securitatea. Și asta este un alt punct în care aș vrea să scrieți în chat părerea voastră, dacă credeți că lipsa securității, lipsa siguranței, lipsa siguranței sau controlul de siguranță poate afecta și securitatea, nivelul de securitate. La fel, cred că un minus sau două, ca să vă gândiți, ar fi perfect. Poate nu e nimic în Q&A, ok. Bun, ok, asta poate fi o întrebare un pic mai complicată totuși. Și sincer, nici eu nu am un răspuns perfect să zic bă, da sau bă, nu. Este un pic complicat. De ce? Pentru că, în primul rând, în safety critical systems, cum am spus la început, sistemele au ca funcționalitate primordială să prezerveze siguranța, nu securitatea. Așa că în safety critical systems această idee nu prea contează. Dar, totuși, dacă ar fi să discutăm despre aceasta, eu unul aș face o paralelă, poate un pic trasă de păr, aș spune eu, cu acel statement pe care probabil cu toții l-am auzit, că banii nu aduc fericire. E bine, da, banii nu aduc fericirea, dar totuși și lipsa lor nu este neapărat un lucru bun. E, cam așa este și în acest caz. Lipsa controlului de siguranță sau lipsa siguranței nu afectează direct securitatea, sau poate nu afectează, dar cu siguranță nici bine nu îi face.
Adică nu o face să fie mai sigur, mai securizată, dacă siguranța este periclitată. Bun. Totodată, nu cred că am introdus partea de securitate încă, nu am vorbit deloc, așa că am decis să o introduc aici. E bine, o definiție des întâlnită în industria aerospațială este că securitatea este protection against unlawful interference sau protecția împotriva interferențelor ilegale, ca să traduc mot-a-mo, însă cred că aici termenii în engleză sunt mult mai bine veniți. Și totuși am zis să vă expun oarecum o perspectivă prin care eu înțeleg și am reținut diferența și legătura dintre safety și security. Să presupunem că avem în partea stângă un sistem, iar în partea dreaptă o persoană. Unlawful interference. Dacă persoana interferează cu sistemul într-o manieră ilegală, acesta se numește periclitarea securității. Da? Bun, adică stoparea acestei acțiuni înseamnă securitate. Invers, dacă sistemul acționează sau rănește o persoană sau încearcă să rănească o persoană, stoparea acestei acțiuni se numește siguranță. Asta este o idee care eu oarecum am înțeles diferența între safety și security și sper că vă va fi și vouă de folos. N-am pus-o ca un takeaway idea, însă poate puteți să o considerați. Acum, care ar fi, spre exemplu, provocările, pentru că am zis de la bun început că vom vorbi despre provocări, care ar fi provocările de a avea în același timp să fim și safety și secure? E bine, prima de a integra aceste două elemente este când facem modificări unui sistem. De ce? Pentru că, în siguranță, putem argumenta că once safe, always safe. Adică când am îndeplinit toate condițiile de siguranță, putem spune că dacă nu se modifică nimic în acel environment, în acel sistem, putem considera că suntem în continuare la fel de safe. Pe când, după cum bine știți, în securitate nu prea este caz. Once secured, never know next day, basically. Așa că aici este un trade-off în care, din perspectiva siguranței, în special în aviație, suntem relaxant să facem schimbări. În schimb, pe partea de securitate s-ar putea să avem nevoie să facem schimbări, deoarece putem descoperi vulnerabilități sau erori de soft. Și așa mai departe. Un alt challenge ar fi usability sau ușurința de folosire a unui sistem. Dacă, spre exemplu, în paranteză, am pus un exemplu. Spre exemplu, avem o password policy foarte complicat. Adică avem o parolă care necesită 15 caractere sau, nu știu, 20 de caractere și să nu se repete niciun caracter, să fie din tot spectrul de caractere posibile. Dacă punem acest sistem de autentificare prin parolă, foarte complicat, într-un sistem care necesită un timp de răspuns foarte rapid și foarte scurt, putem avea surpriza ca dacă mai punem și în această politică că după la 3 parole greșite ești blocat, s-ar putea că dacă punem acest sistem de autentificare la controlul de trafic, care în cazul unui sistem, în cazul unei incident care aproape devine accident, trebuie să ia niște măsuri foarte rapide și să comunice cu piloții, spre exemplu cu TICAS-ul, ca să evite un mid-air collision, o ciocnire în aer, s-ar putea ca acest lucru să nu fie ok, ecranul meu. Ok, ar veni. Scuze, mai face asta. Bun. Acum, siguranță. Din punct de vedere al siguranței, avem ideea de a ține simplu și usable acest sistem. Ok. Nu la razna, te rog. Okay. Din punct de vedere al securității, vom încerca să facem mai mult secure, dacă nu este. Vom încerca să securizăm. În schimb, vom pierde în acest proces din usability, din ușurința de folosire. Un al treilea challenge, în avea both safety și security,
ar fi diversitatea și redundanța. Din punct de vedere al safety-ului, redundanța este un lucru foarte important, pentru că dacă nu merge un sistem într-o aeronavă, spre exemplu, nu știu, comunicarea dintre echipamentele de bord nu mai funcționează, s-a rupt un cablu. Nu ne permitem, da, să avem comunicarea dintre două echipamente datorită unei defecțiuni de cablu să nu mai funcționeze. Adică să pierdem comunicarea, care poate duce din nou la un incident foarte serios, dacă nu chiar accident. Astfel încât, de fel, avem dublă redundanță sau chiar triplă. Spre exemplu, în unele sisteme safety critical, putem avea și trei procesoare diferite, care sunt făcute de fiecare independent de o altă companie, ca să nu urmeze aceeași arhitectură și, bineînțeles, să nu implementeze și aceleași erori în cazul în care există. Iar sistemul trimite datele la cele trei procesoare, fiecare procesor în parte va calcula ce are de calculat, iar după care un alt sistem va avea de-a face cu această redundanță să selecteze ce date de la ce procesor. Spre exemplu, dacă unul începe să dea erori și arată, nu știu, 100, în loc să arate 200, iar celelalte două procesoare arată 200, sistemul acela de eliminare a redundanței sau, de fapt, alegere a canalului de comunicare va considera procesoarele care vor da rezultatul 200. Asta ca exemplu. Pe când în securitate vom încerca pe cât posibil să reducem suprafața de atac și să folosim un singur manufacturer. De ce? Ca din nou să nu implementăm neapărat aceleași vulnerabilități. Bun. Acum, o altă întrebare pentru voi. Putem fi 100% secure? Putem avea securitate absolută? Putem să fim siguri că suntem absolut în siguranță, că nu se poate întâmpla nimic? Bineînțeles, nu, poate se pare o întrebare retorică și evident, însă este un motiv pentru care am pus această întrebare, așa că dacă vreți să vă gândiți un minut sau două din nou să răspundeți în chat, ce credeți? Putem fi 100% secure? Da, cred. Da, corect. Dacă ne conectăm cablul de la net, da. Este sigura opțiune de a fi secure. Nu niciodată. Ok? Ok? Văd că nu mai scrie nimeni în chat. Da, e bine, azi sunt corect. Nu. Nu putem să fim niciodată 100% sigur că nu avem, că suntem perfect în siguranță sau secure. Dar de ce? E bine, există o problemă fundamentală sau limitare, spre exemplu cu testele pe care putem să le facem pentru a descoperi erori sau, nu știu, misbehaviors în programul nostru, etc. Și aici aș vrea să citez un faimos computer scientist, și anume, testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence. Adică, testarea poate să ne ajute să descoperim bug-urile sau să dovedim că avem bug-uri, dar niciodată să dovedim că nu avem bug-uri. Adică, indiferent cât am testat, putem testa la infinit, putem testa o infinitate de ani un sistem și niciodată să fim siguri că acel sistem când va intra în producție va fi fără niciun bug, fără nicio eroare, fără nimic. Și asta, cu cât vă gândiți mai mult la acest citat, ca să spun așa, cu atât vă veți da seama de faptul că niciodată nu putem fi siguri că noi, în securitate cibernetică, vom rămâne fără job. Pentru că niciodată nu putem. Testarea exhaustivă este imposibilă. Un principiu al testării și citatului Jaska e un principiu al testării. Da, exact. Deci este imposibil să testăm la infinit. Și de fel ne setăm niște standarde de acceptare în care spunem ok, a trecut testul ABC, suntem ok dacă
testele ABC au trecut și ne simțim în siguranță sau avem un nivel de siguranță sau securitate acceptabil, ok, bun, trecem mai departe. Bun, super. Până acum, asta a fost partea A și asta vreau să... Asta ar fi a treia idee care aș vrea să rămâneți după acest talk, această prezentare. Din nou, nu este ceva care probabil nu v-ați fi gândit sau este ceva rocket science, dar este bine să fiți aware, să fiți conștienți de aceasta. Bun. Hai să trecem la partea B, adică provocările securității cibernetice în aviație. Și o să luăm niște exemple ca să înțelegem un trend foarte important din aviație din ultimii ani, care și continuă în momentul de față. Digitalizarea, cockpit digitalization. Acesta este un cockpit al avionului 747, dezvoltat de Boeing, modelul 747-200. Această poză este din cockpitul avionului care a fost făcut în anii 70, adică acum 50 de ani. După cum vedeți, sunt milioane de butoane, milioane de cadrane analoge și foarte multe controle, foarte puține lucruri digitale. Iar acest avion, modelul ăsta 747-200, are nevoie de 3 oameni în cockpit pentru a zbura, un pilot, un capitan, un first officer și flight engineer, inginerul de zbor, care stă în partea asta, stă pe scaunul ăsta și are grijă de toate butoanele astea și toate. Bun. Acum, ăsta este un Boeing 747-400, adică o ediție un pic mai nouă al acelui avion. Fotografia a fost făcută în 2005, cel puțin asta am găsit despre această fotografie. După cum vedeți, evoluția este oarecum clară, adică dacă ne uităm aici în zona asta avem niște cadrane, nu digitale, ok, a dispărut ecranul iară, pe când acum avem niște ecrane digitale. Ok, probleme tehnice, să sperăm că o să dispară. Bun, dar acesta este un Airbus A320, cockpitul unui Airbus A320. Primul zbor a fost în 2005, iar această fotografie, din câte am găsit eu, a fost făcută în 2007. Astfel că, comparativ cu această poză, cu acest cockpit de la Boeing 747, puteți vedea că avem mai multe ecrane digitale, ceea ce înseamnă mai multe sisteme. Spre exemplu, un lucru nou, avem aici electronic flyback, în care pe vremuri piloții cărau o mapă imensă cu toate hărțile de la aeroportul la care urmau să zboare. E bine, acum sunt în format digital și poate să uite pe ele aici. În schimb, avem aceste 3 ecrane care în Boeing 747 nu sunt la fel, avem doar unul. Acestea două, din stânga și din dreapta, sunt aceste de aici, Flight Management Computer Center. Și, spre exemplu, avem și niște features nice to have, like cameră din coada avionului pentru a vedea în cazul în care, spre exemplu, nu știu, avem un incendiu la motor, astfel piloții poate să vadă exact care este problema. Bun. Asta este despre cockpit, dar haideți să ne uităm la pasageri, la zona de pasageri. Asta este o poză de la Japan Airlines din anii 70 pentru first class. Mai bine, 747 este un double decker, adică are două punți, puntea de sus este first class. După cum vedeți aici, converg cele două laturi ale avionului către botul avionului. Și asta este zona de first class. 50 de ani mai târziu, în avion ca acesta, avem, acesta este un A380, asta este zona pasagerilor. După cum vedeți, avem aceste in-flight entertainment system cu joystick-uri
cu tablete, tot felul de butoane, port USB de încărcare, Wi-Fi în avion, televizoare, totul este manual. Dar, haideți să vorbim și despre controlul de trafic. Probabil până acum ați înțeles semnificația digitalizării, dar totuși, să atingem un pic și partea de control de trafic. Acesta este un controller working position sau postul de lucru al unui controller trafic din anii 70. După cum vedeți, avem aici un radio, vorbește controllerul de turn la radio. Cu aeronave se uite pe geam, nu are echipamente care să-l ajute. În schimb, în 2020 avem o multitudine de sisteme, după cum vedeți, sunt o groază de ecrane. Aceasta este harta de sus, din perspectiva de sus a aeroportului, în care putem vedea pistele de aterizare, putem vedea unde sunt aeronave. Acestea cred că sunt aeronavele care sunt parcate, după cum le puteți vedea și afară, etc. Dar un nou concept, adică nou, nu prea nou, dar a început să devină operațional, este conceptul de remote tower, în care avem aceste camere, în loc să mai fie tower-ul, turnul de control pe aeroport, situat fizic într-o locație și controlul să se uite pe geam, acum vom avea aceste camere care înregistrează și transmit imaginile video către un sistem de control ca acesta. Iar aici vedeți că avem trei rânduri de ecrane. Fiecare rând reprezintă un aeroport în sine. Astfel că un control de trafic, în momentul de față, ar putea să gestioneze trei aeroporturi în paralel. Acesta este un simulator pe care îl avem la sediul DLR, compania la care lucrez, Centrul Spațial German, în Braunschweig. Și este un sistem care acest remote tower, conceptul acesta, nu mai este de fapt concept, a devenit și operațional. Mi se pare că în Marea Britanie este unul deja operațional. Și cu siguranță în viitor apropiat vor fi mult mai mult. Bun, deci trendul probabil ați ghicit, este vorba despre digitalizare. Din nou, nimic științific fantastic, însă acum aveți niște exemple care puteți să vă dați seama exact ce înseamnă digitalizarea în anumite zone ale aviației. Tehnologia ne-a ajutat să avem experiențe de zbor mai interesante. În România, sistemul de remote tower nu există, dar probabil în aeroport, nu știu sigur, don't quote me on that. Cred că în aeroportul de la Brașov era o discuție dacă să-l implementeze, însă nu sunt la curent cu acest lucru. În momentul de față știu că nu există în România. Dar probabil în direcția asta vor merge lucrurile, în special pentru aeroport, adică nu aeroporturile care sunt foarte aglomerate. Nu cred că o să avem vreun remote tower pe Heathrow, spre exemplu, sau în Frankfurt. Însă pe aeroporturile care sunt mai puțin aglomerate, sunt mai libere, spre exemplu Băneasa. Aeroportul din Băneasa ar putea fi un exemplu în care un remote tower ar fi eficient, da? Sau alte aeroporturi mai mici de la Arad, poate și acela că nu este un aeroport foarte, foarte aglomerat. Însă, da, sperăm că o să avem și acest sistem în România. Cu siguranță va fi implementat din ce în ce mai mult și o să vină și România. Ok. Bun, deci avem toate lucrurile astea faine pe care le-am primit din datorită tehnologiei. Dar toate au venit la ce cost? Și haideți să luăm un exemplu concret. Tot am vorbit destul de mult despre digitalizarea în cockpit. Aceste ecrane au în spate niște sisteme. Sistemele se numesc echipamente de bord. Ele totuși sunt echipamente de bord care trebuie să... sunt sisteme care trebuie să comunice unul cu altul. În special cu alte sisteme din alte aeronave sau sateliți sau direct sisteme care sunt pe sol. Această comunicație este făcută cu ajutorul magistralelor de date și protocolelor de comunicare.
aviația folosește protocoale de comunicare specifice aviației și anume vom vorbi în continuare despre două dintre ele, ARIN 429, un protocol de comunicare mai vechi, și AFDX. Bun, ARIN 429. Cum spuneam, acesta este un protocol, o magistrală de date care a fost creată în anii 78, înainte de anii 80, destul de mult timp, iar ultimul update al acestui protocol a fost făcut în anul 95, înainte să fiu născut, probabil acesta este cazul și multora dintre voi. Deci este un database destul de vechi. Dar totuși haideți să vedem ce face el și cum funcționează într-o oarecare măsură, nu foarte detaliat. Este un simplex database, asta înseamnă că este unidirecțional pe cablu, adică ne trebuie un cablu să transmitem datele și un cablu să-l primim. Și nu putem să facem același lucru pe un singur cablu, ceea ce înseamnă că vom avea foarte multe cabluri într-o aernă. De la un transmitător putem avea maxim 20 de receptori conectați la un singur transmitător. Formatul unui cuvânt sau unui frame sau unui pachet este pe 32 de biți, dintre care 19 biți sunt folosiți doar pentru data. Aici aveți o imagine în care este exemplificat fiecare parametru, avem label-ul, ne spune ce fel de cuvânt este, dacă este binary code decimal sau este discrete sau etc. SDI-ul nu este neapărat un field obligatoriu, dar câteodată poate să fie folosit în cazul în care sunt mai multe, mai mulți receptori cu același calitate. Sau mai mulți transmitori, ca să știi exact de la ce vine. Data-ul poate să fie, spre exemplu, valoarea unei viteze, viteza aerului sau viteza fileului de aer, sinus, metrics, spre exemplu, dacă este, nu știu, vorba despre, în data avem 30 de grade și sinus, metrics ne spune dacă este 0, 1, 1, 0, ne spune dacă este nord, sud, est, vest, ca să știm exact, ca să știe sistemul mai departe cum să înțeleagă acel data, ce înseamnă acel număr. Și bitul de paritate, probabil cu acesta sunteți destul de familiar. Bun, avem două moduri de transmisie, 12,5 kHz și 100 de kHz, destul de puțin pentru standardele de astăzi. Lățimea de bandă este aproximativ de 2278 de cuvinte pe secundă. Sunt conectori specifici, dacă nu mă înșel, erau cu 19 pin, nu mai știu exact, dar nu sunt conectori care sunt, îi putem găsi în orice magazin de electronică. Și cum am mai spus, acest protocol necesită o groază de fire care adaugă greutate în plus pe avion. Și ca o rule of thumb sau golden rule, un profesor din facultate mi-a spus la un moment dat la licență că un kilogram în plus ca și greutate pe avion pe perioada de funcționare a avionului 40-50 de ani, cât or fi, poate ajunge la valoarea acelui kilogram în aur. Deci costă foarte mult să ai orice kilogram în plus. Astfel că în continuare vedem ce a fost făcut în legătură cu treaba. Și am uitat să spun că deocamdată încă este cel mai predominant protocol de comunicare și database în aviația comercială. Știu. Dar însă vine tare din spate AFDX. AFDX este partea a șaptea din standardul ARIN 664 și AFDX vine de la Avionics Full Switch Duplex Ethernet, cu accent pe Ethernet. Hai să vorbim un pic despre el. A fost prima oară dezvoltat pentru A380,
cockpitul pe care l-am văzut mai devreme, care are și o groază de sisteme digitale la bord. Pentru că A380 merge pe o arhitectură fly-by-wire, adică are nevoie de foarte multă transmisie de date, foarte rapidă și un volum de date foarte mare. Iar prima oară a fost primul zbor A380, cred că a fost în 2005 și atunci a fost lansat și FedEx. Mai târziu a fost adoptat și pe Boeing 787 Dreamliner, pe Airbus 400, pe A350. Data asta, față de Airbus 429, care este un simplex, adică unidirecțional, acesta este un full duplex data bus, adică este bidirecțional, pe același cablu putem și transmite și primi. Și avem, în același timp se poate efectua și procesul de transmisie și recepție ale datelor. Un lucru foarte interesant și este a patra takeaway idea pe care aș vrea să rămâneți, este că frame-ul unui pachet de date în AFDX este aproape asemănător cu Ethernet. De aceea am pus și accentul pe Ethernet în numele databasului, când am prezentat mai devreme, dar însă este un pic diferit. Nu este exact la fel. El folosește, în loc de MAC addressing, Media Access Control, el folosește Virtual Link, care mai mult sau mai puțin sunt similare cu Virtual LAN într-un LAN network. Aici avem, de fel, sunt adresele MAC, acum avem adresa de Virtual Link. Transmisia, rata de transmisie este de 100 MHz. Lățimea de bandă este mai mult de 3 milioane de frame-uri pe secundă și, bineînțeles, datorită faptului că este full duplex, adică și bidirecțional și transmisia de date poate să fie simultană sau și transmisia și primirea, aduce mai puțină greutate în avion față de Airbus 429, ceea ce devine, îl face un mai cost-effective soluție pentru transmisia de date între echipamentele de bord. Și folosește binecunoscutul Ethernet Cable Connector RJ45. Bun. Acum că ai discutat de treaba asta, care este challenge-ul? E bine, cum putem să securizăm? Până acum, ARIN 429 era specific aviației. Era foarte greu. Prinsibilitatea lui nu neapărat este cel mai secure database, dar nici cel mai insecure. Acum, dacă ne mutăm către AFDX, deoarece cerințele de comunicații între aceste sisteme, și acestea doar sunt ecranele, pe același ecran sunt mai multe sisteme. Spre exemplu, aici avem orizontul Virtual Horizon, aici avem speed-ul, aici avem altitudinea, sau cred că aici avem altitudinea și speed-ul. Vă dați seama că mai multe lucruri sunt afișate pe un singur ecran și fiecare data vine de la cât un sistem, de la cât un senzor. Pardon. Acum, dacă toți acești senzori și toate aceste sisteme comunică printr-un protocol care este bazat pe Ethernet și care este mult mai accesibil hackerilor, cum prezervăm acest nivel de availability și reliability al network-ului când este atât de asemănător sau ușor, mai ușor accesibil decât ARIC 429 în orice caz. Și asta ar fi un prim challenge, pentru că tocmai aici am vorbit despre database. Un alt challenge ar fi legacy system. Multe avioane care sunt făcute înainte de 1985 încă zboară, adică sunt mai vechi de 45 de ani. De exemplu, acesta, un Boeing 747-400, încă zboară. Au început să nu să fie scoase din funcțiune, dar încă nu toate, din câte am înțeles, încă mai zboară câteva. Și aceste avioane au fost făcute cu mult înaintea înțelegerii conceptului de securitate cibernetică în aviație și când acesta se devine o problemă reală. Ca și fun fact, Boeing 747-400 încă își face update-ul de software
pe floppy disk, pe dischete, sau save icon, cum mai este bine cunoscut în ziua de astăzi. Și pentru in-flight entertainment system, dacă are tablete sau, da, tablete întetiere, cum ați văzut în cazul imaginii de la A380, în ziua de astăzi, bine, unele mai vechi, într-adevăr, niște profesioniști de la Pentest Partners au făcut un penetration testing sau s-au uitat prin arhitectura sistemului acestuia și au descoperit că el rula pe Windows NT4, adică făcut în anul 1995. Deci asta înseamnă legacy systems. Cum putem securiza aceste sisteme? Și sper că aici vă auziți aminte de challenge-ul dintre safety și security cu modificarea sistemelor. În safety considerată one safe, one safe, always safe, pe când security este mai mult considerat, mergem pe motivul one secure, never know next day. Deci, din nou, acesta este un challenge. Însă, interconectivitatea dintre avion, aeroportul, sateliți și multe alte sisteme din air traffic management, spre exemplu, devine din ce în ce mai mare. Sunt din ce în ce mai interconectate. Astfel că chiar dacă, spre exemplu, nu, avionul este ținta unui atac cibernetic per se, el poate să fie afectat dacă un alt sistem este hackuit sau are o eroare. Spre exemplu, nu știu, e ca și cum ai face pivoting într-o rețea doar ca să hackuiești alt calculator conectat la primul calculator pe care l-ai hackuit sau ca idee. Dar, din nou, aceste lucruri sunt doar pentru educație și nu vă recomand să încercați așa ceva. Al patrulea challenge și ultimul pe care voi prezenta astăzi este implementarea din ce în ce mai mult a commercial off the shelf. Spre exemplu, înainte, sistemele din aviație, echipamentele de bord erau specifice aviației, adică erau făcute custom-made, da? Bespoke pentru aviație. În momentul de față, senzorii și procesoarele pot fi unele destul de common, adică pot fi întâlnite și alte sisteme. Iar asta, bineînțeles că pot avea vulnerabilități sau erori de care alți oameni să fie conștienți și să, dacă descoperă că același sistem sau același procesor sau același senzor cu firmware-ul care are o anumită vulnerabilitate rulează pe un avion sau pe un, nu știu, un sistem de control, știind că rulează pe același sistem de control, le pot afecta acel avion prin aceeași vulnerabilitate. Și, din nou, safety, not happy about change. Dar haideți să vorbim un pic și despre aeroporturi. Aeroporturile, dacă ați zburat până acum vreodată, cu siguranță ați fost în aeroport și ați văzut, sau de fapt nu ați văzut, că de fel nu este neapărat vizibil cât de complicate în spate sunt aeroporturile și sunt considerate și ele, bineînțeles, critical infrastructures, infrastructuri vitale în sectorul de transporturi. Complexitatea lor vine de la multitudinea de funcții pe care acestea le fac. Spre exemplu, sistemele din aeroport care nu sunt neapărat vizibile pot include baggage handling system, care este responsabil pentru sortarea și transmiterea bagajelor de la zona de check-in, unde vă cântărește, dacă aveți bagaj de cală, spre exemplu, le sortează pe diferite caruseluri și după care le trimit la aceste mașinuțe care după aceea vor duce bagajele la avion pentru a fi încărcate în avion. Un alt sistem care siguranță l-ați văzut dacă ați fost într-un aeroport, Flight Information Display System, aici vedeți exact ce zbor aveți, ce flight number, la ce poartă se face îmbarcarea, etc. Și mai nou a apărut Automated Border Control Gate, numite și ABC Gate, care verifică automat identitatea pasagerilor, vă puneți direct boarding pass-ul pe ele și după aceea vi se deschid ușile. Mai avem și Access Control to Restricted Areas,
aflat mai mult pentru cei care lucrează în aeroport și, bineînțeles, mai multe step. Bun. Și care ar fi unul dintre challenge-urile aici? Care ar fi una dintre provocări? E bine, cyber physical threat sau cyber physical attack. De ce? Pentru că controlele de securitate, de securitate fizică, să le numim așa, nu pot face față neapărat, nu pot face față atacurilor cibernetice. Dau un exemplu, dacă avem sisteme care sunt puse într-o locație fizică, securizată, cu 10 bodyguards la ușă, cu amprentă, cu toate sistemele de securitate posibile, securitate fizică, dar este conectată la internet și nu are nici măcar firewall sau intrusion detection system sau orice, poate să fie vulnerabil și astfel încât toate controlele de securitate fizică sunt aproape degeaba. La fel se întâmplă și pe partea cealaltă. Dacă avem un air gap system, da? Adică un sistem care nu este conectat deloc la internet și este folosit doar in-house, nu știu, niște servere, spre exemplu, dar nu au niciun sistem de autentificare la ușă, dau un exemplu. Și, spre exemplu, poate oricine să intre în acea încăpere dacă știe unde este localizat. Bun, acum ambele atacuri, dacă le combinăm, creăm un nou tip de atac care este destul de periculos și poate să fie foarte, poate să fie și successful într-un final. Și asta ar fi a cincea takeaway idea pe care aș fi vrut să vă prezint. Și asta am încercat noi în proiectul Security of Air Transport Infrastructures of Europe, pe scurt SATI, să facem. Să creăm o soluție care să aibă în vizor aceste tipuri de atac. Soluția pe scurt, în ghilimele pe scurt, este aceasta. Știu, este un pic overwhelming, foarte multe acronime. Am încercat să le pun în stânga și în dreapta pe fiecare. Sper că n-a ratat vreunul. Însă cam asta este arhitectura sistemului din spate. Avem sistemele din aeroport și sistemele de control de trafic, acestea, care oferă date de detectorilor de sistem. Avem Unified Access Control System, care este un physical threat detection, și avem un malware analyzer, care este un cyber threat detection. La fel sunt și celălalt. Toate astea, mai departe, vor transmite către un sistem, către sistemele de mai sus, correlation engine care va corela toate informațiile, avem vulnerability management system care în funcție de asset-urile pe care le avem într-un aeroport va da indicații către vulnerabilități existente sau care tocmai ce au apărut, risk integrated system pentru a dezvolta, pentru a înțelege riscurile, cum se propagează impactul în cazul unui atac. Avem acest SMSI care este o unealtă de investigații și, bineînțeles, interfețele cele două poziții, ca să zic așa, Security Operation Center, SOC, operatorul SOC și operatorul AOC, Airport Operation Center. Bun. Știu că poate este un pic overwhelming toată soluția asta, însă m-am gândit că cel mai bine ar fi să vă arăt cam cum funcționează această soluție, astfel că vom merge un pic pe YouTube, pentru că am creat niște scenarii pentru niște videouri. Cred că va trebui să dau stop sharing pentru o secundă și să share-uiesc din nou. O secundă, vă rog. Bun. Ok. Bun. Să șerez din ecranul cu sunet de data asta. Cred că ar fi cel mai bine. Bun. Puteți să-mi spuneți dacă se vede? Se vede. Ok.
The storyline Ransomware starts with the physical intrusion of a compromised personnel, a disgruntled employee, in the check-in area, where he has easy access and an opportunity to connect a USB device to a check-in workstation. His colleagues suspect nothing, and he acts as if he has no bad intentions. At the right time, he connects the USB device and the attack begins. Due to the presence of malware on the USB device, it is deployed on the workstation. Then the malware spreads through the BHS network using the Eternal Blue exploit. As soon as malware initiates the network scan, Satie detects it and raises an alert. The second alert of a tampering parameter modification is triggered soon after and instantly displayed to the SOC operator via the Satie Incident Management Portal. The malware reaches the Supervisory Control and Data Acquisition, or SCADA for short. There are many cases where similar attacks were performed and ransomware-infected systems were forced to shut down in order to prevent the infection from spreading. The attacker's motive here is money, and it is expressed by asking for a ransom to return everything as it was before. By this turn of events, passengers may be mostly affected indirectly. Although their safety is not compromised, denial of baggage service will probably lead to delayed flights or lost bags. On the other side, BRS employees, as part of the baggage reconciliation system, who should scan the bags will become disorganized and put under pressure to do their job on time under extraordinary circumstances. Since the BHS area is equipped with potentially dangerous vehicles and devices, the safety at work could be compromised and injuries become more possible. Using the SETI solution, the SOC operator can recognize the attack in time and act to prevent it. The Security Operations Center operator, abbreviated SOC, is working in this office, checking alerts and notifications from the SETI tools. Assuming the operator does their job conscientiously, they can respond to the first alert before the attack even starts and the ransomware spreads. Aware of the initial ransomware compromise made by the attacker, the SOC operator uses BIA, the Business Impact Assessment tool, to study the next possible actions the attacker can do to potentially further compromise the baggage handling system. Based on the BIA simulation, the SOC operator now understands that the attacker's next target likely will be the BHS PLCs. So, Satie prevented our attacker from getting the money, but let's suppose that there is another attacker working in the BHS this time. Now the BHS employee will try to attack by connecting a Raspberry Pi to a BHS network switch, driven by even more dissatisfaction with work and seeking revenge on the employer. When the Raspberry Pi is connected to the switch, it floods the BHS network and creates a network loop causing a distributed denial of service of the BHS. As a result of this DDoS attack, the BHS becomes disorganized. Satie raises an alert at this point so the SOC operator can react accordingly. The attack will cause confusion in the BHS area where bags will not be sent to the corresponding carousel. After a while, the bags will fall on the manual chute, leaving operators little time to sort the bags. Undoubtedly, a certain amount of baggage will remain not loaded onto the aircraft before scheduled departure times. Thus, some bags will be lost and will have to be processed through the Lost and Found office. That is why this storyline is called The Lost Baggage. Bun. O să șeresc din nou prezentarea. Ok. Nu asta.
General view. Bun. Ok. Hai să facem o recapitulare la ideile care aș vrea să rămâneți după această prezentare. E bine, prima idee a fost că software-ul nu poate, de fapt, ok, software-ul nu poate răni persoane, software-ul implicit, dar echipamentul sub controlul software-ului poate. A doua idee este că lipsa de securitate poate afecta siguranța. Iar siguranța este un top priority în aviație și nu numai în domeniul aerospace. Al treilea takeaway ar fi citatul lui Dijkstra: "Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence." A patra idee, comunicațiile dintre echipamentele de bord al unei aeronave devin din ce în ce mai puțin aviation exclusive, aviation bespoke. Și acest lucru poate, poate crea anumite portițe sau anumite slăbiciuni pentru aceste pentru acest sistem de comunicații între echipamentele aeronavei, astfel încât să fie mai predispus decât cel dinainte, cel foarte vechi, mai predispus către atacuri. Al cincelea, takeaway idea este că cyber physical threat, adică nu atacurile sau amenințările neapărat pur fizice sau pur cyber, sunt importante, ci și această combinație între cele două devine un pericol real și din ce în ce mai greu pentru a fi mitigat și detectat decât cele pur physical sau cyber. Și acest cyber physical threat nu este acest challenge doar, spre exemplu, pentru aviație sau pentru aerospace, este un challenge pentru toate infrastructurile critice. Pentru că în funcție de fiecare infrastructură critică, fiecare are altfel, aceste atacuri pot acționa altfel. Și trebuie luate în considerare pentru fiecare infrastructură critică. Poate va exista un one for all solution, dar nu cred că în momentul de față. Adică știu că mai sunt alte proiecte din alte, spre exemplu SafeCare este un alt proiect care are de-a face cu serviciile de sănătate, adică spitale, clinici medicale, și încearcă să rezolve această problemă, de asemenea cum am făcut SATI pentru aeroporturi, ei încearcă să facă asta pentru sistemele medicale. Bun, și extra takeaway idea este că am tot vorbit despre digitalizare și vreau să vă spun părerea mea despre aceasta, este că nu se va opri în curând, în câțiva ani de zile, cu siguranță nu. Asta va atrage mai multe provocări, spre exemplu, quantum computers care pot sparge RSA encryption, da? Și va fi nevoie de noi metode de securizare a comunicațiilor, da? Trebuie folosite algoritmi de encriptare quantum proof. Și din nou, cu cât mai multe challenge-uri vor fi, cu atât va fi și mai mare nevoie de persoane care să se ia la trântă cu aceste provocări. Așa că, dacă sunteți interesați, nu uitați să înscrieți sau să discutăm mai multe despre treaba asta. Oricum o să avem și o secțiune de Q&A care putem să discutăm mai multe. M-am gândit că totuși ar fi benefic să pun și niște linkuri pentru further reading, în cazul în care simțiți că această prezentare nu a fost de ajuns. Aici avem site oficial al proiectului SATI, primul link. Acesta este linkul către YouTube, unde veți găsi mai multe videouri. Am postat videouri de la 3 scenarii și acesta pe care v-am prezentat, scenariul acesta probabil ați observat, dar nu a fost complet.
asta pentru că nu am vrut să lungesc 20 de minute doar să ne uităm la un videoclip împreună. Dar asta cu siguranță puteți să faceți voi singur dacă vreți să aflați mai multe sau să vedeți care alte scenarii le-am demonstrat. Un alt lucru foarte interesant legat de industria aerospațială și cybersecurity este, probabil ați auzit de conferința DEFCON din America. De câțiva ani de zile au creat un aerospace village, un sat destinat numai prezentărilor și discuțiilor despre securitate cibernetică în aviație și aici aveți un link către YouTube, canalul de YouTube al acestora. Acolo veți găsi, cred că peste 30-40 de videouri legate de securitate cibernetică în aviație, din nou foarte interesante, topicuri pe care eu n-am avut timp și cunoștințe necesare să le prezint la fel de bine cum au făcut aceștia, așa că vă recomand cu mare căldură să intrați pe acest link. De asemenea, Pentest Partners este și o companie din Marea Britanie care oferă servicii de pentesting pentru aviație și au câteva articole de blog, cred că tot așa am peste 20-30 de articole legate de securitate cibernetică în aviație pe care vă recomand să le citiți dacă sunteți interesați de acest domeniu. La fel, în ultimul rând, Aviation Information Sharing and Analysis Center. Eu îl folosesc, este un serviciu care îmi trimit, cred că daily, update-uri legate de știri în domeniul securității medicii în aviație, ceea ce dacă aveți un mail pe care intrați zilnic, spre exemplu mailul de muncă, vă recomand din nou să vă abonați la newsletter-ul lor. Bun. Cam asta a fost din partea mea. Aici aveți un QR care puteți să scanați și vă duce direct către profilul meu de LinkedIn, în care putem să ne conectăm și să discutăm mai multe despre asta pe LinkedIn. Putem să discutăm și pe Discord. Până acum nu am fost foarte activ pe Discord, însă promit că după acest challenge, după această prezentare voi intra cel puțin o dată pe zi pentru a răspunde la eventuale întrebări legate de acest topic. Bun. Cam asta a fost din partea mea. Dacă aveți întrebări. Și mulțumesc pentru atenție. Mă aude ceva? Te aud eu. Ok. Nu, ok, super. În timp ce se gândesc participanții să... Așa. Da, uite, un feedback din partea mea. Bine, să o iei inspirit de glumă. De acum cred că mă gândesc de două ori înainte să iau un zbor până undeva. Nu cred că este sincer cazul. Adică, deși pare că sunt multe challenge-uri legate de securitatea cibernetică în aviație, lucrurile stau mult mai bine decât le-am prezis. Adică, eu m-am focusat pe partea de provocări, însă poate data viitoare ar fi bine să discuți despre cum aceste challenge-uri sunt abordate, ca să zic așa. Cred că asta ar fi un topic bun pentru o eventuală prezentare. Avem și o întrebare de la un anonymous Tendi, cât de multe femei lucrează în cyber security? Asta e o bună întrebare. Știu cu siguranță două. Știu pe Adina de la Bis Sentinel și pe Florina care lucrează, însă statistici legate de câte femei expre lucrează în cyber security nu am. Însă cred că pot fi mai multe. Adică la fel și în aviație. Am văzut asta că vreau să te întreb eu mai multe femei să intre în acest domeniu aerospațial, care acum, nu știu, 20-30 de ani, 2-3 decenii în urmă, era considerat un domeniu al bărbaților. Însă din ce în ce mai multe femei intră în domeniul aerospațial, cred că la fel se întâmplă și în cyber security, sau cel puțin sper să se întâmplă la fel și în cyber security. Alte întrebări?
Așteptăm un pic. În căsuța de chat. Ok. Ce trebuie să știm ca să lucrăm în domeniu? Ah, monitor. Ei bine, Fabian, trebuie să știi un pic din ambele. Adică dacă ne referim aici la secretar generic în aviație, după cum ai văzut, eu am studii de licență în inginerie spațială și master în securitate cibernetică. Nu neapărat că asta e singura soluție, adică da. De ce nu mai mergi? Ok. Nu neapărat că asta ar fi singura soluție de a lucra în securitate cibernetică pentru aviație, în acest domeniu, care consider că este un joint domain. Dar trebuie să ai cunoștințe din ambele, cât un pic. Eu am început cu aviația și am continuat cu securitatea cibernetică, dar este perfect ok dacă, spre exemplu, vin dintr-un limbaj, vin dintr-un domeniu tehnic cum ar fi programarea, computer science, cyber security și după înveți partea de aviație. Adică eu consider în momentul de față că este mai ușor așa. Mie mi-este mai greu acum să învăț, cred, partea de securitate cibernetică, să ajung la nivelul de expert în securitate cibernetică în aviație datorită lipsei neapărat de broad knowledge, ca să zic așa, în securitate cibernetică. Și cred că ar fi mai ușor dacă, spre exemplu, ai începe cu partea de securitate cibernetică, ceea ce faceți deoarece sunteți aici prezenți în acest webinar și în acest eveniment. Ar fi mai ușor dacă ai începe cu partea de cibernetică și după ai căutat, spre exemplu, un job în aviație. Din ce în ce am văzut că din ce în ce mai multe joburi, în special acum după ce pandemia a început să, oarecum să ne obișnuim cu ea, adică eu am terminat masterul în anul 2020 și ultimul curs a fost chiar cu o săptămână înainte să declare pandemie sau la o săptămână după ceva gen. Adică am fost foarte aproape de momentul în care au declarat pandemie în Scoția, în Glasgow, că era în momentul ăla în Glasgow și totul s-a închis și nebunia a început, basically. Și de atunci am făcut dizertația și mi-am căutat job, dar bineînțeles că am avut câteva challenge-uri pentru a găsi un job în domeniul aviației și securitate cibernetică, bineînțeles. Dar, dacă aveți cunoștințe și căpătați cunoștințe de securitate cibernetică și vreți să intrați într-un anumit domeniu, de nu neapărat doar securitate cibernetică sau doar sisteme IT și sisteme de operațional sau safety critical system, cu siguranță căutați companii care au pagini de cariere, bineînțeles, și acolo s-ar putea, nu garantez, dar s-ar putea să găsiți cel puțin o poziție de security. Poate nu în momentul ăsta, dar din ce în ce mai multe de acum încolo. Sper că asta a răspuns la întrebarea ta, Fabian. Am văzut că mai avem o întrebare. Mai mult o întrebare personală, dar ce părere ai de Cicada 3301? Da. Nu prea știu ce să zic. Aici chiar m-ai prins off guard. Nu prea știu ce să zic, sincer. Nu prea am nicio părere, ca să zic așa. Adică, dacă stau să mi-am luat aminte, nici nu sunt foarte mare expert în treaba, adică am văzut câteva documentare despre Cicada 3301 pe YouTube, însă nu pot neapărat să-mi dau o părere. Sau mai exact, legat de ce părere? Adică ca aia în sine mi-e destul de greu. Care e grupa IT? Bun, mai sunt alte întrebări?
legat de acest topic. Adică e perfect ok dacă nu aveți acum întrebarea sau aveți întrebarea, dar nu știți exact cum să o formulați, puteți să-mi scrieți, bineînțeles, pe LinkedIn sau puteți să scrieți pe Discord. Și o să vă spun și acolo. Ați fi vrut să fiu unul dintre cei recrutați? Nu. Adică nu prea sunt pe partea asta de lucruri legale și din câte știu eu, CICA 3301 nu face neapărat lucruri legale sau lucruri ok. Deci nu aș fi vrut. Sunt foarte ok pe partea de ethical, ca să zic așa. Vreau și eu să sugerez ceva mai devreme, că fix chestia asta, în cazul în care nu mai sunt întrebări, putem păstra pentru Discord, including controverse, ca să zic așa. În orice caz, mulțumim tare mult pentru prezentarea din seara asta. Mulțumesc și eu pentru atenție. Mulțumim tare mult că ne-ai acordat timpul tău. Rămâne totuși să mă gândesc dacă să mai efectuez vreun zbor sau ceva. Nu, e safe, e safe. E safe, e ok. Eu zbor fără nicio frică, adică nu am deocamdată o frică legată de treaba asta. Încă nu am văzut ceva care să fie un atac cibernetic care să pună în pericol siguranța oamenilor în timpul unui zbor. Poate dacă o să văd așa ceva, vreo știre care nu o să fie fake news, bineînțeles, probabil o să vedem și multe de-astea, atunci poate o să-mi pun câteva semne de întrebare. Dar în rest, nivelul de siguranță, adică, ca să o luăm altfel, după 9-11, în 2001, aviația pe partea de siguranță a luat o întorsătură drastică, adică controlele de siguranță și nivelul de siguranță în momentul de față este extraordinar de mare. De exemplu, din caz, un ultim lucru. Aviația, al doilea, este al doilea mod de transportare a unei persoane din locul A în locul B din toată lumea. Primul lucru cu cel mai mic risc este liftul. Al doilea este avionul. Și bineînțeles, este o diferență mare între lift și avion, pentru că în cazul unei defecțiuni, liftul poți să-l oprești, da? E, dacă avionul este în zbor, nu poți să-l oprești. Și asta a determinat ca nivelul de siguranță în aviație să fie extraordinar de mare. Și ok. Zburați fără zi. Păi, mă bucur că încheiem cu vești bune. Într-o pozitivă. Exact. Acum, într-o mătă serioasă, mulțumim tare mult pentru timpul acordat și pentru prezentare. Participanți te pot găsi în continuare pe Discord. Eu aștept slide-urile tale ca să le încarc pentru Pain Folder. Îți urez o seară minunată cu participanții, mă văd din nou în jumătate de oră, deci ține legătura. Mulțumesc la fel. Mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc o seară frumoasă. Mulțumim. La fel. Pa, pa.